Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre dorință și speranță, forțele divine care ghidează călătoria sufletului nostru, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Din perspectiva divină, dorința și speranța ocupă locuri esențiale în țesătura complicată a existenței umane și a evoluției spirituale. În mod metaforic, acestea pot fi văzute ca două fațete ale unei monede, care împreună susțin creșterea și autodeterminarea sufletului în călătoria sa. Dorința este adesea privită ca un atribut uman esențial, care motivează acțiunile și deciziile. Dintr-o perspectivă divină, dorința nu este doar o simplă aspirație sau o nevoie, ci mai degrabă o chemare profundă din interiorul sufletului. Această chemare servește trei scopuri cruciale. 1. Catalizatorul evoluției. Dorința funcționează ca un impuls motivațional care propulsează sufletul către creștere și autodescoperire. Ea încurajează individul să își depășească limitele și să exploreze noi posibilități, astfel evoluând spre un grad mai înalt de conștiință și înțelegere. 2. Reflectarea voilor divine. Dorințele pot fi privite ca manifestări ale unor voințe divine, o reflectare a aspectelor transcendente ale ființei. Ele sunt înrădăcinate în cele mai adânci dorințe ale spiritului pentru îmbogățire și împlinire spirituală. Și 3. Instrument de manifestare. Prin dorință, sufletele au posibilitatea de a co-crea realitatea. Dorința este un vehicul prin care energiile creative se canalizează în lumea materială, dând naștere noilor forme și experiențe. În ceea ce privește speranța, dacă dorința este scânteia care aprinde acțiunea, speranța este flacăra constantă care luminează drumul în momente de incertitudine. Speranța în context divin are următoarele implicații. 1. Lumina drumului. Speranța servește ca o ancoră în vremuri de dificultate, oferind un sens de direcție și o convingere că există o direcție bună, oricât de întunecată pare calea în prezent. Această lumină interioară oferă putere și perseverență, alimentând dorința chiar și în fața obstacolelor. 2. Încredere în divin. Speranța reprezintă o încredere profundă în bunăvoința Universului și în ordinea divină. Speranța reflectă credința că totul se desfășoară conform unor planuri superioare și că fiecare experiență, oricât de provocatoare ar fi, are un rol în evoluția sufletului. 3. Păstrarea echilibrului. Speranța aduce echilibru între dorința arzătoare de a obține ceva și acceptarea plină de compasiune a momentului prezent. Este un mediator care împiedică sufletul să cadă în capcana disperării atunci când dorințele nu se realizează imediat. Echilibrul între dorință și speranță. Unul dintre elementele cruciale ale învățăturii divine este menținerea echilibrului între dorință și realitatea prezentului prin prisma speranței. Dumnezeul, fiind sursa acestei înțelepciuni, sugerează că 1. Sufletele trebuie să cultive dorințe pure în acord cu natura lor divină. Acestea nu ar trebui să fie conduse doar de ego sau nevoi materiale, ci inspirate de o chemare interioară către creștere și împlinire spirituală. 2. Menținerea non-atașamentului față de rezultatele dorințelor permite sufletului să accepte și să aprecieze prezentul fără a se lăsa pradă frustrației. Non-atașamentul nu înseamnă renunțare, ci o deschidere către diverse posibilități și rezultate. 3. Echilibrul este susținut prin credința neclintită în ordinea divină și prin practicarea recunoștinței pentru fiecare experiență. Aceasta ajută la păstrarea unei perspective pozitive și întregi asupra vieții. Dorința și speranța, văzute prin prisma divinității, nu sunt doar caracteristici umane efemere, ci elemente fundamentale ale unei dinamici universale profunde.
Ele colaborează pentru a ghida sufletele în călătoria lor către evoluție, iluminare și unificare cu sursa divină. Înțelegerea și integrarea acestor concepte prin prisma învățăturii divine ne oferă o busolă spirituală pentru a traversa prin complexitatea vieții cu mai multă claritate, compasiune și înțelepciune. Din perspectivă ezoterică, în vastul tărâm al conștiinței umane, speranța și dorința sunt două forțe care ne modelează gândurile și acțiunile. Două energii distincte care ne duc pe căi diferite ale existenței. Cu toate că par să se înalțe din același izvor al aspirațiilor noastre interioare, diferența subtilă dintre ele dezvăluie adevăruri profunde despre natura sufletului uman și despre modul în care percepem viitorul. Dorința este adesea percepută ca un foc arzător, o chemare adâncă și intensă a inimii către un anumit obiectiv, situație sau posesiune. Este specificată, precisă și uneori urgentă. Dorința poate fi materială, cum ar fi dorința de a obține o anumită avere sau statut, sau poate fi emoțională, cum ar fi dorința de a iubi și a fi iubit. În esență, dorința se focalizează pe ceea ce ne lipsește, plasând obiectul sau experiența dorită într-un viitor imaginar, un tărâm îndepărtat de prezentul imediat. Speranța, pe de altă parte, este un sentiment mult mai amplu și mai profund, o lumină constantă care ne călăuzește prin întunericul incertitudinilor vieții. Speranța este ancorată în credința că, indiferent de circumstanțele actuale, un bine suprem și o restaurare sunt posibile. Spre deosebire de dorință, speranța nu se centrează pe lipsuri, ci pe potențialul de evoluție și împlinire. Este o energie subtilă, dar puternică, ce transcende dorințele individuale, îmbrățișând o viziune mai largă și mai profundă a binecuvântării și a continuității vieții. În actul de a dori, există o tendință de a impune voința personală asupra realității, de a încerca să modelăm lumea conform planurilor și așteptărilor noastre. Dorințele ne pot conduce către acțiune, ambiție și schimbare, dar ne pot aduce și frustrare, neliniște și dezamăgire atunci când realitatea refuză să se conformeze viziunilor noastre. Ele declanșează o luptă constantă între speranță și frică, între a obține și a pierde, și ne mențin într-o stare de perpetuă căutare. Speranța, în schimb, este mult mai îngăduitoare și dătătoare de pace. Ea nu impune condiții și nu cere împlinirea imediată. În loc de a lupta împotriva curenților vieții, speranța ne învață să plutim pe valurile incertitudinilor cu încrederea că orice ar aduce viitorul este parte dintr-un plan mai mare și mai bun. Ea ne încurajează să îmbrățișăm momentul prezent, să găsim lumina în mijlocul întunericului și să vedem frumusețea în haos. Speranța este un mod de a fi, un refugiu calm în inimă, ce nu este perturbat de schimbările exterioare. În reflecția profundă a acestei deosebiri, putem ajunge la înțelegerea că dorințele noastre, deși naturale și valoroase, ar trebui să fie temperate de forța mai binevoitoare a speranței. Prin integrarea speranței în viața noastră, putem învăța să trecem dincolo de limitele dorinței egoiste și să accesăm o stare de acceptare și liniște interioară. Speranța nu se opune dorinței, ci o suplimentează, oferindu-i contextul necesar pentru a evolua dintr-o formă arzătoare de ambiție într-o expresie blândă și răbdătoare a credinței. În lumina acestei înțelegeri, fiecare dintre noi poate începe să vadă dorințele nu ca pe niște imperative absolute, ci ca pe niște expresii ale unei căutări mai profunde de sens și conexiune. Iar în speranță putem găsi nu doar alinare și putere, ci și ghidajul necesar pentru a naviga prin meandrele vieții cu înțelepciune și grație. În această meditație ne aducem aminte că, chiar și în fața incertitudinilor și provocărilor, speranța strălucește ca o lumină eternă și liniștitoare în marea turbulentă a existenței.
templul luminilor divine. Într-un univers vast și profund, plin de energii subtile și lumini nevăzute, exista un loc sacru, cunoscut drept templul luminilor divine. Aici, înțelepții din toate colțurile cosmosului se adunau pentru a primi revelații de la forțele supreme care guvernau existența. Dintre toate aceste forțe, cea mai înaltă și mai misterioasă era însăși conștiința divină, cunoscută de muritorii sub numele de Dumnezeu. Într-o noapte de solstițiu, când toate stelele păreau să danseze într-o armonie cosmică, un călugăr pe nume Aiarus a fost chemat de o voce misterioasă către templul luminilor divine. Cu o inimă plină de curiozitate și un spirit deschis, Aiarus a pășit în sanctuarul sacru, unde a găsit un cerc de lumină pură emanând din altarul central. Așezat în tăcere, Aiarus s-a cufundat într-o stare profundă de meditație, simțind cum conștiința sa se extinde și se conectează cu energiile divine din jur. În acest sanctuar, el a intrat într-o comuniune directă cu Dumnezeu, iar o voce interioară, blândă și înțeleaptă, a început să-i vorbească. Aiarus, fiu al luminii și căutător al adevărului, ai venit să întrebi despre speranță și dorință. Ascultă cu inima deschisă, căci ceea ce vei afla va deschide porțile înțelegerii. Cu privirea înveșmântată în lumina divină, Aiarus a întrebat cu o voce tremurândă: Dumnezeule, ce înseamnă speranța și dorința în marea schemă a existenței? De ce dorim lucruri și de ce sperăm chiar și atunci când par să fie în van? Vocea divină a răspuns cu o blândețe plină de înțelepciune eternă: Speranța și dorința sunt două fațete ale aceleiași monede a sufletului. Dorința este focul care te animă, impulsul creativ care te împinge să explorezi, să creezi și să te extinzi dincolo de limitele tale. Fără dorințe, viața ar fi o pajiște inertă, lipsită de dinamism și de scop. Dorințele tale reflectă însă și natura ta divină de a evolua, de a căuta perfecțiunea și iubirea dincolo de aparențe. Aiarus a ascultat fiecare cuvânt, simțind cum acestea îi pătrund adânc în ființă, dar a simțit nevoia să întrebe mai departe: Dumnezeule, dar ce rol joacă speranța în această căutare a dorințelor noastre? Răspunsul a venit ca o undă de lumină strălucitoare. Speranța este luminarea drumului tău. E lumina din noapte care îți spune că există o direcție chiar și atunci când totul este pierdut. Este credința profundă că dorințele tale, chiar și cele mai nebunești, nu sunt în van. Prin speranță îți amintești că există un plan mai vast decât ceea ce poți vedea cu ochii tăi. Un țesut cosmic unde fiecare dorință și fiecare pas al tău are locul său. Aiarus s-a gândit la cuvintele divine și a simțit liniștea și pacea în inima sa. Dar un alt gând i-a trecut prin minte și a întrebat din nou: Și ce să facem când dorințele noastre par să nu se împlinească niciodată, iar speranța începe să pălească? Dumnezeu a răspuns cu o înțelepciune profundă și reconfortantă: Aiarus, uneori dorințele voastre nu se împlinesc pentru că nu sunt aliniate cu drumul vostru cel mai înalt. Alteori, nu este încă momentul potrivit. Dar fiecare dorință, fiecare fir de speranță plantat din inima ta, contribuie la țesătura minunată a destinului tău. Chiar dacă nu vezi întotdeauna rezultatele, să știi că nimic nu este pierdut. Fiecare dorință îți deschide noi căi, iar fiecare speranță îți înnobilează sufletul. Aiarus a înțeles atunci că dorințele și speranțele sale nu erau doar simple capricii umane, ci parte dintr-o chemare mai profundă, un joc divin al evoluției sufletului. A plecat din templul luminilor divine cu o liniște nouă în inima sa, știind că dorințele sale erau scântei divine și că speranța era ghidul său în călătoria eternă a descoperirii și creației. Din acel moment, el a trăit fiecare zi cu o nouă înțelegere și respect pentru dorințele sale, nădăjduind fără teamă, cu credința că toate se întâmplă după o ordine divină,
perfect coordonată de mâna invizibilă a lui Dumnezeu. Miracolul renașterii. Sub cerul înstelat al unui mic sat ascuns între colinele verzi, trăia un bătrân înțelept pe nume Emilian. Emilian era cunoscut de toți pentru poveștile sale pline de tâlc și pentru înțelepciunea pe care o împărtășea cu oricine căuta răspunsuri la întrebările vieții. Într-o după-amiază târzie, un tânăr pe nume Adrian a venit să-l viziteze pe Emilian, purtând pe umerii săi povara unei inimi frânte și a unei mari decepții. Cu ochii triști și mintea agitată, Adrian s-a așezat lângă bătrânul înțelept și după un moment de tăcere a început să-și dezvăluie frământările. Maestre, îmi doresc atât de multe lucruri în viață. Îmi doresc iubire, succes, recunoaștere. Am avut dorințe arzătoare pentru toate acestea, însă acum mă simt extenuat și deziluzionat. Îmi doresc, dar nu mai sper. Emilian și-a mângâiat barba albă și a zâmbit cald, apoi a început să povestească. Dragul meu Adrian, adesea dorințele noastre ne pot duce pe căi întortocheate și anevoioase. Când eram un tânăr ca tine, aveam o dorință puternică de a deveni un mare muzician. Visam să cânt pe marile scene ale lumii, să-mi fac un nume și să fiu recunoscut pentru talentul meu. Cu ochii răvășiți de amintiri, Emilian a continuat. Anii întregi am muncit din greu, am sacrificat multe și am căutat oportunități, dar ele nu au venit așa cum îmi imaginasem. Într-o zi, după o mare dezamăgire, am simțit că mi s-a frânt speranța. Ca și tine îmi doream, dar nu mai aveam forța să sper. Atunci am întâlnit un bătrân înțelept care mi-a spus următoarele cuvinte. Dorințele te conduc adesea către cel mai ascuns sine al tău, dar speranța nu este o simplă dorință, ci o flacără eternă ce luminează chiar și în cele mai întunecate momente. Adrian asculta cu atenție în timp ce Emilian adăugă cu o voce blândă. Mi-a povestit despre o pădure magică unde trăiesc sufletele celor care uită să spere. Am călătorit acolo, am văzut sălcile plecate și florile ofilite, dar sub acea mantie de tristețe am descoperit miracolul renașterii. În colțurile întunecate ale pădurii, am găsit mugurii de speranță care răsăreau din cele mai neobișnuite locuri. Acei muguri mi-au amintit că speranța nu este despre ceea ce dorim să obținem, ci despre credința că în mijlocul luptei există o lumină ce ne va ghida. Este acea credință neclintită că viața are un mod propriu de a ne aduce unde trebuie să fim, chiar dacă drumul nu arată așa cum ne-am imaginat noi. Emilian s-a oprit și a căutat mâinile tânărului, ținându-le strâns. Adrian, dorințele tale arată clar ce vrei tu din viață, dar speranța este combustibilul sufletului tău, chiar și când drumul este negurat, chiar și când pare că nu există nicio cale înainte, speranța este tăria de a continua, de a crede în minunea vieții care poate transfigura fiecare moment. Gândindu-se la cuvintele înțeleptului, Adrian a simțit că o ușoară căldură se răspândește în inima lui. Îți mulțumesc, maestre Emilian. Cred că am înțeles acum. Dorințele sunt călăuzele noastre, dar speranța este ceea ce ne dă aripi să le urmăm, indiferent de greutățile drumului. Cu aceste cuvinte, Adrian a părăsit casa bătrânului înțelept, purtând cu sine un nou fir de speranță, unul care nu era legat de dorințele de a obține sau de a poseda, ci de credința profundă că viața îi va aduce exact ceea ce ar avea nevoie, în felul și la timpul potrivit. Astfel învățând să spere dincolo de dorințe, Adrian a redescoperit magia vieții și și-a permis să fie surprins de frumusețea neașteptată a călătoriei sale. Legenda omului care și-a pierdut speranța. Într-un tărâm misterios, unde cerurile erau mai aproape de pământ și stelele păreau să șoptească povești vechi de milenii, trăia o zeiță a speranței pe nume Elara. Legenda spune că Elara avea puterea de a reînvia speranța în inimile oamenilor, dar și în cele ale zeilor, chiar și atunci când aceasta părea pierdută pentru totdeauna. Într-o zi, un muritor pe nume Orion a ajuns să o întâlnească pe Elara. Orion era un artist talentat, cunoscut pentru sculpturile sale magnifice,
ce păreau să prindă viață sub degetele sale magice. Cu toate acestea, el purta în suflet o povară grea, pierduse iubirea vieții sale. O frumoasă tânără pe nume Maya, într-un accident de neînțeles. Din acel moment, sufletul lui Orion s-a cufundat în umbra durerii și pierderii. Chiar și munca sa zilnică, care odată îi aducea bucurie imensă, acum își pierduse strălucirea. Copleșit de disperare, el a călătorit în ținuturile îndepărtate, în speranța că va găsi un fel de alinare pentru inima sa frântă. În drumul său, Orion a întâlnit creaturii fermecate și locuri magice, dar nici o minune nu părea să-i mângâie durerea. Într-o noapte deosebit de senină, când stelele păreau să formeze o potecă luminoasă pe cer, el a fost condus către un templu strălucitor înconjurat de flori frumoase. Acolo l-a găsit pe un bătrân înțelept, care i-a spus despre zeița Elara și puterea ei de a reda speranța. Plin de o nouă determinare, Orion a urcat pe coline înalte, trecând prin păduri fermecate și râuri cristaline, până a ajuns la sanctuarul Elarei. Acolo, sub o boltă de lumină celestă, a găsit-o pe zeiță strălucind ca o lumină blândă și caldă. Cu ochii plini de lacrimi, Orion a căzut în genunchi în fața ei. Zeiță Elara, îmi doresc cu toată ființa mea să găsesc alinare și poate chiar să o pot revedea pe iubita mea Maya. Mă îngrozește viața fără ea și nu mai pot spera că un astfel de miracol ar putea să se întâmple. Elara s-a apropiat de el și l-a ridicat cu o mână tandră, privindu-l cu ochi plini de înțelegere și compasiune. Orion, durerea ta este mare, iar pierderea ta este profundă, dar iubirea adevărată nu dispare niciodată. Ea rămâne în sufletul tău, luminând cele mai întunecate colțuri ale inimii. Speranța, chiar și când se simte imposibilă, este cea care te poate călăuzi către locuri și sentimente neștiute până acum. Deschide-ți inima și lasă speranța să te ghideze. Dintr-o dată, aerul din jurul lor a început să strălucească, iar în acea lumină divină, conturul Maiei a început să prindă formă. Orion nu putea să-și creadă ochilor. Maya stătea acolo, zâmbindu-i, cu toată frumusețea și căldura ei. Maya, a strigat Orion, lacrimile curgându-i pe obraji. Ești aici, ești aici cu adevărat. Maya s-a apropiat de el și l-a atins cu blândețe, iar în acea atingere, Orion a simțit toate emoțiile și amintirile lor învăluindu-l. Orion, iubirea noastră transcende timpul și spațiul. Chiar dacă sunt plecată din lumea ta fizică, spiritul meu va fi mereu alături de tine. Înțelege că speranța și iubirea noastră sunt legăturile care ne unesc etern. Elara a zâmbit, privindu-i cu o lumină caldă înainte de a rosti. Am creat această întâlnire nu pentru a-ți readuce iubirea în formă fizică, ci pentru a-ți arăta că iubirea adevărată nu moare niciodată. Folosește această speranță pentru a trăi, pentru a iubi și pentru a crea, știind că Maya va fi mereu parte din sufletul tău. Cu acele cuvinte, Maya a început să se estompeze în lumina strălucitoare, însă Orion știa acum că ea va fi mereu cu el. A plecat din sanctuarul Elarei cu inima ușurată și plină de o nouă speranță, pregătit să trăiască fiecare zi cu iubirea eternă din inima lui, știind că Maya nu dispăruse niciodată complet. Și astfel, în tărâmul divin al iubirii și al speranței, Orion a redescoperit sensul vieții și puterea de a crea frumusețe dintr-o iubire care nu cunoaște sfârșit. Dragii mei, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material frumos și vouă pentru că ne-ați fost alături. Numai bine pe curând!